Aragazul are două locuri de făcut. Asta e pentru pizza. Este un cuptor mai mare. Aragazul are patru ochiuri ca acasă. Frigiderul e dublu. Există apă. Sunt imagini de zi cu zi în campingurile care se întind între Mamaia și Năvodar, pe țărmul mării. Aici vacanța încape pe câțiva metri pătrați, pe care ți amenajezi bucătăria, dormitorul, terasa și veranda. Ce v-a determinat să renunțați la clasicul hotel sau vilă sau pensiune? COVID-ul. Și ne-am gândit că e mai economic. Cât ajunge să coste o vacanță de, să zic cât, 7 zile? La mare, 2 copii, 2 adulți, curulot. Cred că undeva la 2000 de lei. Mă trezesc, vin, plec oricând, fără o rezervare din timp. E o ambianță mult mai frumoasă, uitați dumneavoastră ce fel e în jur. Dacă se mai dă și cu un cântec și cu un foc de tabără, e perfect. Tarifele prohibitive de la hoteluri împiedică pe mulți să ajungă la mare. Cu rulota ești foarte aproape de mare și plajă și poți merge cu gașca de prieteni. Am zis să încercăm și asta. Să vedem cum e. Este 130 de lei pe zi, inclusiv curent, 2 persoane cu utilități. La celălalt capăt al stațiunii Mamaia, plajele sunt pline de turiștii cazați la hoteluri. Cel mai aglomerat weekend pe litoral a adus 100.000 de români în stațiunile estivale și prețuri pe măsură. Foarte mari. Vii aici cu 300-400 și cu un copil, nu zic cu doi. Deja când pleci acasă, pleci fără bani. Pentru cazare, 32 de milioane, avem 2 mese, 7 zile. Este bine, dar cam aglomerat. Indiferent de prețuri și tarife, turistul român nu renunță la vacanță, mai ales că pentru câteva zile la mare face sacrificii și muncește chiar și un an. Numai șezlongul costă 25 de lei pe zi. Dacă mai adăugăm și mâncarea și băutura, atunci suma poate ajunge și la 200 de lei pe zi. Într-adevăr, avem o creștere. Weekend de weekend avem o creștere. Sunt aglomerate, dar nu așa cum au fost anii trecuți. Observ o scădere față de anii trecuți. Cu bani puțini sau mulți, fiecare își face vacanța cum vrea. Cele mai importante sunt amintirile cu care rămâi și pe care le vei povesti un an întreg, până vara viitoare.